YouTube, salutare! Numele meu este Roman și am revenit pe canal cu... Nu, de data asta n-am revenit cu un banger. De data asta o să vă prezint setările mele pentru noul Call of Duty Modern Warfare 2, versiunea beta, bineînțeles, pentru că jocul nu este full. Setările mele de grafică sunt următoarele. La display avem full screen borderless, off monitorul, să aveți selectat monitorul pe care voi îl aveți, placa video la fel, dynamic resolution să fie pe off, automatic, off, off, custom, aici vă selectați custom frame rate limit, fiecare cât vreți. La display gamma 2.2 sRGB, focus mode off, la quality avem toate setările pe off, iar aliasing-ul să vă fie pe T2X. Ați întrebat mulți dintre voi dacă poți să faci slide cancel și răspunsul este da. Aveți nevoie de următoarele setări. Ok, deci în meniul de la beta intrați în setări, iar la keyboard and mouse, aici este preferențial sensibilitate. Eu joc cu 6 și 400 DPI, este la alegerea fiecăruia. În schimb, la gameplay, nu uitați, dacă vreți să faceți slide cancel, să aveți un movement mult mai fluid, să puteți să faceți aproape orice făceați pe vechiul Call of Duty, aveți nevoie de următoarele setări. Crouch behavior trebuie să fie hold. Celelalte două setări nu sunt schimbate. La automatic sprint trebuie să aveți automatic tactical sprint on. La tactical sprint behavior aveți nevoie de double tap. Automatic airborne mantle e pe off și mai avem două setări aici în dreapta pe care le facem din movement advanced settings. Cel mai important, aproape cel mai important, mai avem o setare extrem de importantă pentru a face slide cancel, este grounded mantle, să-l aveți pe off, cât și automatic ground mantle. A weapon mount activation, double tap ADS, deoarece slide cancel-ul nu se mai face ca și înainte de pe crouch, crouch și jump. De data asta, ca să faceți slide cancel și pe noul Call of Duty, trebuie să apăsați crouch, ADS, ADS și iar crouch. Nu uitați, n-aveți nevoie de space ca să faceți slide cancel-ul acum, iar cu aceste setări, apăsând crouch, ADS, ADS, crouch, o să faceți un slide cancel ca și înainte, extrem de fluid. Nu mi se pare că este la fel de meta cum era înainte pe vechiul Modern Warfare sau pe Warzone 1, ci cel mai meta skill este bunny hop-ul și, bineînțeles, ca și până acum, să ai un cover, mai ales când ești într-un fight, indiferent că ești 1v1, 1v2, să ai cum să-ți dai, nu replayed, că vorbim de un multiplayer, dar să ai cum să ții un cover în timpul unui fight. Te ajută să ții cover acest slide, te ajută să resetezi tactical sprint-ul, dar nu e meta, boys, pentru că nu puteți să trageți în timp ce faceți slide cancel cum era pe primul Warzone. Acestea sunt cele mai OP arme în varianta beta de Modern Warfare, boys. YouTube, în momentul de față, pe beta, sunt MP5-ul și cu M4. Aceste clase mi se pare că pur și simplu topesc noile hărți și noul Call of Duty. Avem la M4A1 Tempus 20 barrel, primul muzzle, al patrulea underbarrel, 45 de gloanțe și al treilea rear grip, iar la MP5 Lachmann, se numește noul MP5, cred că ați aflat deja cum se deblochează armele, aveți al doilea muzzle, primul barrel, al doilea underbarrel, 40 de gloanțe și no stock. Dacă nu vă plac aceste arme, mai avem un SMG care cât de cât mi se pare că poate topi și el. Este vorba de AK-74. Este un AR de fapt cât și fenecul. Ambele fără atașamente, pentru că noul joc încă nu ne lasă să punem atașamente, mi se par destul de ok și topesc. Iar aici aveți câteva dintre outplay-urile făcute de mine, mai bine zis două outplay-uri făcute de mine pe care deja le-am postat pe TikTok, mă găsiți și acolo tot sub numele de eu, Roman. Nu-mi părc self-ul. Ok. Nu vă pierdem noi. Parcă pierdem, că băi și
Eu am o armă de căcat care nu are damage. Cleaver-ul pe chat cineva. Ești prost? E mult mai precis și la distanță și la tot decât mă sunt keyboard, în toate punctele de vedere. Dacă ești obișnuit să joci. Pe cum să-i dau, bro? Hai de pula mea, ăla de ce ăla nu mi-a dat pic, ești prost? It was at this moment that he knew. He fucked up. Îmi faci un clip? Ești prost? Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să apăsați butonul de like, să dați un share prietenilor voștri și să-mi lăsați în comentarii dacă voi ați reușit să faceți like cancel cu aceste setări și cum vi se pare noul movement și noul Call of Duty. Eu am fost Roman, ne vedem data viitoare, boys. Bye!